Bună, dragii mei, donatori de orgasme, și bine ați venit la episodul cu numărul 36 din motovlogul din balcon, evident. Suntem în minunata dată de 8 martie. Cu această ocazie, na, știți cum e, vrem toți mâncărică caldă, așa că la mulți ani, doamnelor, domnișoarelor și domnițelor, și mai avem ceva de sărbătorit, și anume, începând de mâine, 9-a-3-a, anul Domini, 2022, Wait. Purtarea măștii de protecție nu mai este obligatorie. Activitățile culturale, științifice, adică fix ce facem noi, artistice, religioase, mai ales sportive sau de divertisment, în spații închise, se vor organiza fără restricții. Concerte, demonstrații, meeting-uri și alte tipuri de întruniri în spații deschise se pot organiza fără restricții. Accesul în instituțiile publice, magazine, mall-uri, nu că m-ar interesa, se efectuează fără triaj, deși ar trebui, epidemiologic. Ne mulțumește că i-am înțeles în acești 2 ani de zile. Și anume semnat, știți voi cine. Da, m-a scăpat. Hai liberare, vorba aia. Să-i dăm drumul. În altă ordine de idei, în acest minunat weekend avem așa. În București, sâmbătă, suntem așteptați cu Zyber mult și live la Fabrica Pionierul de către băieții de la The Squad, care dau de băut, bineînțeles, că împlinesc 4 anișori. La mulți ani, fraților, și ce să zic, multe mii de kilometri cu amintiri plăcute. Tot sâmbătă, dar asta în Călăraș, Gremium MC Valahia România ne invită la o petrecere cum nu mai știu să facă, nedeschidere de sezon. Știți voi unde? La el, la Clubhouse, acolo la, cum îi spune, complexul Albatros. Îl știm cu toți. Ce o să iasă Iureș, bineînțeles, distracție maximă. Astea au fost evenimentele de săptămâna asta. Nu uitați voi să vă abonați alea, dați un clopoțel, like, share și așa mai departe, pentru că episoadele astea le distribui doar pe pagina și pe grupurile mele. Pagina de Facebook Dus cu Vaca sau grupul Cu Vaca în Trafic sau pe pagina mea de Facebook. În același timp, nu uitați de cel mai tare partener pe care l-am avut vreodată, Călare pe două roți, care mă ajută cu chestiile astea, știți voi, da? Și care vă ajută și pe voi cu un discount de 10% pentru comenzile de minim 100 de lei. Cam atât a fost pentru episodul cu numărul 36. Ne auzim la următoarele. Vă pupă vaca, nu uitați. La urările și după aia plec, evident. Asfalt uscat pe cât posibil, partea lucioasă în sus neapărat, și motociclismul este terapie, nu terapie intensivă. Vă pupă vaca!